La ședința ordinară a Consiliului Local de săptămâna trecută, Gheorghe Iavorenciuc s-a plâns că nu are unde să se joace cu micuții și le-a reproșat edililor că au închis porțile scandalosului spațiu de joacă de lângă parcul Mihai Eminescu. Solicitările consilierului au fost auzite, căci șefii din primărie au demarat pregătirile pentru redeschiderea locului de joacă de pe amplasamentul fostelor sere din parcul Mihai Eminescu. Am luat decizia împreună cu colegii de la DSPSA de a redeschide părculețul de joacă de pe terenul fostelor sere, începând cu ziua de sâmbătă, astfel încât cetățenii care doresc să meargă acolo cu copiii se bucure de acest părculeț, o poată face în ciuda temperaturilor care încă pot fi scăzute. Viceprimarul a precizat că la începutul săptămânii viitoare se va lua măsura închiderii patinoarului. De asemenea, am luat decizia închiderii patinoarului, începând cu ziua de luni. Închidem agregatul care ține gheața de acolo, astfel încât patinoarul să fie funcțional. Actualmente se așteaptă o dezghețare naturală a spațiului până la limita de exploatare în condiții de siguranță, după care va fi dezafectat total, a conchis Cosmin Andrei.